Planul de dezvoltare al municipiului Buzău pentru următorii 12 ani cuprinde și un proiect de anvergură legat de înființarea unei piese angro de legume și fructe la marginea orașului. Ideea a pornit de la realizările stațiunii de cercetare și dezvoltare legumicolă Buzău, precum și de la numeroși producători de fructe și legume din județ care se plâng că nu au unde să-și valorifice marfa, pe care ajung uneori să o arunce. Municipalitatea a identificat terenul pe care ar putea fi amenajată o astfel de locație. Ne-am gândit, dacă ai făcut o logistică pe frig, de exemplu, și chiar dacă ai produs 300 de chile, prețul e foarte mic, roșiile le arunci. De ce să nu-ți duci acele pe niște costuri foarte mici, cu un asemenea centru ar funcționa cu costuri foarte joase și ar fi în subordinea primăriei? Deci mă gândesc pe terenul care îl vom prelua de la jandarmerie, 12 hectare, vis-a-vis, nu s-a aruncat aiurea aici. Deci avem deja niște chestii antamate. 12 hectare vis-a-vis de stația Petrom din bariera Brăilei, între Sufle, calea ferată și șoseaua Brăilei. Sunt 12 hectare acolo care jandarmeria le-a pus la dispoziție, trebuie să ne iasă hotărâre de guvern. Deci avem până în momentul ăsta, suntem foarte avansați, practic se plimbă documentele pentru semnare la diferitele ministere. Proiectul nu își propune doar înființarea unei piețe. Aici s-ar putea realiza inclusiv expoziții ale legumicultorilor din județ și ar putea funcționa pe tot parcursul anului, având în vedere că spațiul va fi unul închis. Acolo am putea să realizăm pe 12 hectare o chestie care nu este în România acum. Piața Angro, cu parte de logistică de frig, cu o parcare imensă, care să în marginea orașului, nu e aglomerație, și să poți să creezi spații închise și să poți avea inclusiv a burselor o bursă de legume și fructe la Buzău. Expoziții și așa mai departe, astfel încât să promovăm tot ce înseamnă acest lanț până la urmă, cu banca de gene, cu tot ce produce stațiunea și cu tot ce produc și ceilalți buzoieni din județul nostru și ce să produce în toată regiunea. Pentru că un asemenea centru ar deservi întreaga regiune de sud-est a României. Totodată se ia în calcul înființarea unei facultăți de stat la Buzău. În acest sens, cercetătorul Costel Vânătoru a purtat discuții cu reprezentanții facultății de horticultură, cărora le-a prezentat câteva dintre aturile Buzăului, și anume ferma Pomicolă Istrița, cea viniviticolă Pietroasa și stațiune de cercetare și dezvoltare legumicolă. Acum autoritățile caută și o clădire potrivită pentru funcționarea unei facultăți la Buzău.